Obiectivele acestei ediții a festivalului sunt promovarea documentelor europene privind politica de nediscriminare și egalitate de șansă, precum și educarea tinerilor și a adulților în spiritul recunoașterii și respectului diversității în societate. Rectoratul Școlar Județean Constanța organizează în perioada 19-25 noiembrie 2012 a 13-a ediție a Festivalului Național al Șanselor Locale, manifestare națională derulată sub genericul mediu social mai sigur pentru educație. La această ediție au participat toate liceele din Megidia și împrejurimi, care s-au pregătit cu diverse programe culturale și folclorice. Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu a oferit o lecție de dans folcloric după multe ore de muncă și repetiții. Ansamblurile care le-ați văzut astăzi au luat ființă anul acesta, sub îndrumarea mea, și ne-am pregătit, cred că, vreo o lună, aproximativ. Și ținem cont că ei au muncit foarte mult, noi avem doar o repetiție pe săptămână, dar ei fiind foarte harnici au venit chiar și de 2-3 ori de câte ori i-am chemat și cred că s-au ridicat pe culmi înaltă, vreau să spun așa. Manifestarea se bazează pe un parteneriat încheiat cu instituții din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și organizații neguvernamentale.